Rostopasca, planta miraculoasă care tratează 150 de afecțiuni. Puține buruieni din flora noastră spontană au o forță vindecătoare mai mare decât rostopasca. Românii din mediul rural îi spun darul cerului întrucât se credea că rostopasca are o forță la fel de mare ca a soarelui. Pe de altă parte, atenție când manipulați această plantă, în doze mari poate fi extrem de toxică. Cea mai toxică este în stare proaspătă, 20-30 de grame ingerate duc la o intoxicație severă, iar 50-60 de grame produc intoxicație mortală. Să-l ascultăm mai bine pe agronomul Petre Biolan, vorbind despre rostopască la minutul de sănătate. De la rostopască s-ar putea recolta toată planta, dar pentru a nu distruge bazinele, s-a impus recoltarea numai a plantei de la baza solului în sus. Rostopasca are, toată lumea știe, că are un lichid portocaliu, de -aia îi spune iarba negilor, că dacă dăm cu acest lichid portocaliu pe negi, distruge negi și se spune iarba negilor. Dar este foarte bună și pentru sistemul nervos, este foarte bună în uh, hepatite, în ciroze. Uh, dar atenție foarte mare la modul de preparare. Uh, se prepară dintr-o linguriță de plantă uscată la o cană cu apă și, atenție, cana aceea se bea în tot timpul zilei, nu toată odată. Am avut pe cineva care mi-a spus, zice, am băut și mi-a fost rău. Păi cât ai pus, domnule? Am pus o mână de rostopască la o cană cu apă. Păi bine, domnule, doar o linguriță se pune de plantă uscată la o cană cu apă. Mai bine mai repetăm decât să se greșească. La o cană cu apă se face infuzie și se bea în timpul unei zile. Și iarăși, atenție, se bea numai o săptămână. După o săptămână, se face pauză două săptămâni de zile uh, pentru a nu uh, face uh, a nu introduce toxinele în organism, că ce e mult, nu e bun. Devine deja toxină.